Salutare și bine v-am găsit! În clipul ăsta vreau să vă arăt un aparat de aer condiționat Osaka OHV12IG5. Nu puteam să stau cu acela făcut de mine în casă pentru că nu răcea cine știe cât. Acesta are 12.000 de BTU. Aceasta este unitatea interioară și vreau să vă spun acum specificațiile acestui aparat de aer condiționat. Vreau să vă spun că eu l-am achiziționat și știu și ce conține. Are inclus kitul de instalare care include traseul de 3 metri de țevi, plus toate izolațiile, banda de izolație, cablul de alimentare, tot de vreo 3 metri. Deci are și freon în el. Dacă nu ar fi fost nevoie de o pompă de vid pentru a vida instalația dintre unitatea exterioară și cea interioară, se putea instala chiar de către noi, fără firmă de instalare, care iau destui de bani și te jegmănesc pentru o gaură în perete și câteva dibluri și câțiva suporți. Să știți că suporții pentru unitatea exterioară nu vin în pachet. Și fiți atenți atunci când achiziționați aere condiționate, să vină normal, adică atunci când vă vine pachetul acasă să vedeți dacă nu este cumva întors cu sus în jos unitatea exterioară cum a fost la mine, pentru că ăștia de la instalări zic că se scurge uleiul din compresor în instalația aceea din interiorul unității exterioare și nu e bine, nu pot da drumul ei la probă, trebuie să lăsăm 2-3 zile pe poziția normală, după aceea a dat drumul la freon și pornită instalația propriu-zisă. Așa am pățit eu la instalare. Când am desfăcut pachetul, am constatat că e cu craci în sus întors și n-au vrut să mi-l și pună în funcțiune. A zis să-l las vreo 2-3 zile și după aia să-i dau drumul la robineții de freon și să-l pornesc. Așa am și făcut. Aparatul merge bine, am făcut întrebare și la PC Garage și la alte firme specializate de așa ceva și mi-au spus că la astea acum în general nu prea mai sunt probleme cu transportul, mai ales dacă pe cutie nu este specificat this side up, adică cum să fie transportat, la asta nu era, dar voi preventiv lăsați-l să se odihnească dacă cumva vi-l aduce curierul cu craci în sus, ca să nu aveți probleme cu gripajul compresorului și să nu beneficiați de garanție. Zicându-vă toate astea, haideți să trecem la specificații. Este un model cu inverter, tip split, are filtru lavabil, antipraf, funcții de răcire, încălzire, dezumidificare, ventilație, mod automat, ai fil, mini-senzorul din telecomandă te termină și transmite temperatura din jurul ei către unitatea interioară. Are clasa A++ la răcire. Putere consumată de 1400W, 4,5A, trage, la încălzire are 12.970 de BTU, clasa A+, 4,4A. Greutate la dimensiunea interioară 9 kg și la cea exterioară 29 sau 31 de kg. Compresor Daikin. Osaka fiind brand japonez, dar vă dați seama că e făcut prin China. Are telecomandă și o să vedem și alte funcții. Acum că v-am zis despre el și despre ce are, haide să vedem și unitatea exterioară. Aceasta este și unitatea exterioară. Compresorul este în ea, compresorul Daikin. Aici sunt cele două valve pe unde se dă drumul la freon. Sunt două ventile aici. Se acționează cu un nimbus de 5. Nu e nicio problemă dacă le desfiletăm așa și se desfac până ajung la o siguranță care nu te lasă să-l desfaci mai mult de atât.
Așa că eu mi-am dat singur drumul la freon după ce a fost vidată instalația. Etichetarea. Agentul R410. Sunt mari din China, v-ați dat seama, dar contează cât a plătit producătorul la chinez. Dacă îi dai chinezului 3 lei, îți face treabă de 3 lei. Dacă îi dai bani ca lumea, chinezul face și treabă ca lumea. Nu face neapărat treabă proastă. Acum urmează să testăm și zgomotul interior și exterior la răcire. Și cam atât. Aceasta este telecomanda de la aerul condiționat. Timer, light, turbo, viteză, ventilator, swing pentru balansul acelei fante de aerisire. O să-l pornesc. Este oprit, îl pornesc. Are afișaj, temperatura interioară și temperatura la care este setat. Acesta este cam la maxim dat, este dat pe auto ventilatorul. O să încerc să-l dau la minim. La minim, așa se aude, adică sunetul, de fapt nu prea se aude, și dau și pe turbo. Schimb și temperatura. Și acum îl dau iarăși pe auto, dacă e. L-am dat pe auto. Am mai scăzut puțin față de turbo. Doar ce l-am pornit, temperatura era de 30, acum îmi ia să vedem. A făcut 29. Cam acesta este zgomotul unității interioare. Swing în modul de balansare la fanta aceasta. Uitați. Haideți să vedem și afară zgomotul produs de unitatea exterioară. Compresorul, zgomotul produs de el, dau aici mai aproape de țeve. Țevi. Eu sunt mulțumit de acest aer condiționat, dar asta este doar părerea mea. Sper să nu am probleme cu el. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!